Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din GTA 3. Hai să mai facem o misiune. Cutting the grass, tăiem iarba. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing. So he must be talking. He usually gets a taxi home after work. So follow him. And if he's ratting us out, kill him. Ok, de ce ar trebui să omorăm pe unul? Ce place mie mai mult decât să-i omor pe ăștia, ești nebun. M-am născut pentru asta. Park out the front of Luigi's Club. Curly Bob will be leaving soon. Tot așa mi se pare cu droguri, nu știu ce afacere are și nebunul ăsta. Mamă, ce pana mea. Camera asta. Așa, e rămas de la limuzină. Opa, poliția. Băgă-mi așa ceva în mașina ta. Mamă, și cât mă chinui să potrivi un limbaj care să nu fie licențios. Băgă-mi așa piciorul. Ok, ce se face aici? Asta e taxiul care îl așteaptă pe ăla sau ce? Aha, uite-l. Asta e o misiune, mi-am amintit, la care dădeam fail, că eu nu trebuia să mă apropii de mașina lui, că îl speriam gen. Și eu nu știam asta. So, uite, vedeți, pucomită. Voila. LOL, ce era dau fail, LOL. Dar crește prea mult, bă, mâncați-și. O să stau aici. Efectiv, n-am nicio... Să nu crească. Trecem și de intersecția asta. O ia la dreapta. Ușor. Îi crește bara aia și mă... Mă enervează, nu vreau să dau fail. Îl ține ăla cu duba pe taximetrism în cavă și... Mamă, ce fum nebun. Hai, facem aia. Cred că aici îl lasă la docuri. Îl duce undeva. Eu doar trebuie să-i fac felul. Ok, l-a lăsat aici. Our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret. Da, întreba că a fost urmărit. You got my stuff? Here's your spank, squeal. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore is becoming dangerous and paranoid. Vorbește de noi acum. Că suntem în război cu ăștia. Și ăsta nu e loial lui Salvatore și cred că trebuie să-i facem felul acum. Whack, Curly Bob. Da. Abia aștept să-i fac felul, sincer. O fi în mașină ceva? E, pă naiba. Buuu! L-am făcut praf pe nebunii și nebun. Hai să iau arma. Și îmi place că sunt asta ca să zici că e Crăciunul. I have some urgent work for you. Tony? Ok, hai la Tony. Deși, ha... Nu, hai mai întâi la Joey, că avem timp.
Hai mai întâi la Johnny. Iar 6 și 14, ok. Dacă ăsta nu e disponibil, mergem la Tony. Vorbim cu el, vedem ce zice. L-am spart pe Curly Bob ăsta. Ok, aici facem dreapta. O băgăm mașina la asta în curte. Trials and tribulations. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Deci, de la sfătorii cred că protejează Triads ăștia. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Ok, mamă, ce... aveam shotgun-ul ăla. Hai, băieții. Suntem oficial în război. Așa că... opa, ușor. Dar tot nu știu... ia. Cât timp mai atacăm pe aia cu spălătoria? Ce ăștia-s băiții? Ce faceți, băi? Opa, 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 opa. Ceva nu e bine aici. Bă, am omorât și pe al meu, mă? Aia nu era în plan oricum ar fi. Oooo, prea mulți băieți. Mamă, cât erau aici, ești nebun. L-am omorât pe... era plin aici. No, nu e bine. No, e bine. Tot nici nu-i skip, că deja știm misiunea. Păi înseamnă că pur și simplu îi calc cu mașina și... ai. Cine va fi murit aici? Bă, dar și mulți băieți, adică n-ai ce zice. Avem cu cine ne bate. Au. Nu știu cu cine să luptă ăștia, dar uite, pe aia trebuie să-i spargem noi, ok. Acum mă ocup imediat. Bu! Fugi, bă, mâncă-ți ești talentul tău. Ești de aici. I'm out. Mamă, câți de ăștia de la triadă sunt pe aici. Vai de capul nostru. Dacă scapi ești de misiunea asta, sunt bun. Prea mulți băieți sunt pe aici. Nu-mi place deloc. You need a Triad fish van to enter. Ok, da, știu și misiunea asta. Altă misiune greuță. O să mă distrez. Nu, îmi zic că trebuie să mă bag cu aia, că ești nebun la cap. Eu cu ăștia trebuie să mă bat, mă? Las-mă un pic. Las naiba locului. Ok, am... am plecat. Uite un secret package ăsta. Problema mea e alta. Îmi trebuie o mașină rapid, orice ar fi. Și după aia să le fură lor o dubă ceva. Uite, genul asta, așa. Oh, stai un pic, băiatul. Aia nu mai s-au activat, băieți.
Hai că găsim noi o mașină de aia pe aici, pe undeva. Sper să găsim. Ambulanță pe aici. Și doamne, iată mai cu ambulanța aia. Hai mă zic că stăt în față e Fish Van, te rog. Nu, 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 nu mai e bă. Mergi mai prost? Mai căutăm? Până găsim un Fish Van. Fish Van, Fish Van, asta e mașina de poliție. Bă, dar am găsit și o dubă, frate, dar lor. Uite astea din față, asta din față ce e de fish, nu cred. Nu e. Iar să-mi pușcă idioții ăștia. Zim ceva nou. Uite mă, uite aici, uite. Asta e, dar trebuie să opresc în primul rând. Și nu oprește, aia e enervant. Și asta e, dar nu, nici asta nu oprește. Uite asta de aici, te rog eu stai pe loc. Mamă, te iubesc. Direct la ei mă duc. Direct la ei mă duc. Dar ce trebuie eu să intru acolo cu mine? Să nu trebuie să mă bag cu 20 și să n-am arme. Dar uite mă că am Uzi-ul ăsta sau ce și... Trebuie să-mi ajungă. Hai să vedem. Opa, te rog, nu te răsturna. Excelent. Bun. Gata, mă, l-am rupt. I-am distrus. I've got some... iar... Hai iar la Tony, dacă are... D-astea urgente pentru mine, misiuni. Ce n-ai bă fi cu info asta aici, că-s curios. Staunton Island, ok, când va fi reparat podul. Când eram mic, efectiv, cred că dacă mă joc mult și gen trece timpul, se va repara podul ăla. Și mai târziu am realizat, bă, trebuia să fac misiuni. Ce o să se întâmple, ce-mi doream eu să se întâmple, dar fiind mai mic și mai neîndemânatic, nu prea le aveam eu așa. Blowfish. Ok, I've had enough of this shit. We're gonna finish the triads and liberty once and for all. Se distrugem cu totul pe ăștia din triads? It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust card. Careful. Ok. Paul says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust card. So you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Deci să luăm o mașină, să o... fim terorii, să băgăm bomba în ea, să o parcăm între rezervoarele ăla de combustibil și aia. Păi și așa repede să scăpăm noi de traiați ăștia. A, mașină de gunoi, mă, da. Da, ce mișto. Arm bomb, ok. Nu trebuie să o lovesc. Și trebuie să mai ajung și cu ea la timp.
Și asta seamănă exact cu aia din San Andreas. Și probabil din Vice City nu prea... Îl compar cu San Andreas pentru că m-am jucat super mult Samp. Și de acolo fost, pot să zic, jocul copilăriei by far, by far. Am luat un pic de damage. Ai. Se mai întâmplă și nebunii de astea. Ok, l-am încălcat pe fraier, n-are nimic. O luăm pe aici, dă-te mă, mâncați ești talentul tău. Bă, pe unde e mă asta, pe aici? Cred că am încurcat traseul, sper să mai ajung. Îl mai trageți. Mă văzurați voi repede că nu-ți da-l vostru. Cu o mașină de gunoi, cine aibă vă atrage vouă atenția. Ai, cred că ajung în 50 de secunde sau chiar aici. Oricum și jocul ăsta are misiuni mișto, adică mie îmi plac, sincer. Mi se pare super. Oricum. Am ajuns. Uite-te, mă, băieți, poarta, mă. Să le stricăm afacerea la băieți cu totul. Bă, te mă, mâncăție și gura ta. S-a distrus totul. Le-am stricat afacerea la băieți. Le-am stricat bine afacerea. Și ăsta încă e viu, trăițar. Oricum, aici o să încheiem acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Și ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!